În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne vorbește despre iertarea pe care Dumnezeu ne oferă și despre felul în care unii dintre noi înțelegem să spunem doar cu buzele rugăciunea Tatăl nostru, când de fapt din inimă ne osândim, așa cum zice la sfârșitul Evangheliei Mântuitorul Iisus Hristos, că nici Tatăl nostru, cel ceresc, nu ne va ierta nouă dacă fraților noștri noi, din inimă, nu le vom ierta greșelile lor. Coborâse Hristos de pe muntele Taborului, vindecase un demonizat și se afla în Capernaum, în casa lui Petru, unde o vindecase pe soacra acestuia. Și Mântuitorul le spune o pildă în care ne arată cât de darnic, cât de bun și de iertător este Dumnezeu și cât de răi și de nemulțumitor și nerecunoscător suntem noi oamenii. Un împărat care e Dumnezeu a vrut să facă socoteală cu supușii săi, așa cum va face socoteală dreaptă cu fiecare dintre noi când ne vom învățeșa înaintea tronului celui cel ceresc. Și spune Scriptura că au adus la el un notornic cu 10.000 de talanți. O sumă imensă. Spun cei care au făcut cercetare biblică că un talant avea aproximativ 43,620 de kilograme de argint. Înmulțiți cu 10.000 să vedeți ce cantitate, ce greutate și ce valoare. Atât îi datora acela stăpânului său. Și pentru că trebuia stăpânul să fie drept, iar acela neavând cu ce să plătească, a trebuit să îi aplice o corecție. Ori privarea de libertate, ori o modalitate prin care trebuia să-și plătească datoria. Și spune Evanghelia că acela, neavând cu ce să plătească, a căzut în genunchi și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Și Dumnezeu, stăpânul Evangheliei, nu doar că i-a mai dat ceva timp, ci a șters datoria și pe el l-a lăsat liber. Ce frumos este să fii în compania lui Dumnezeu! Ce minunat este să-L asculți și să fii cel care beneficiezi de mila, de harul și bunătatea sa. Dumnezeu ne și șterge datoriile prin spovedanie și ne oferă și libertatea care o primim atunci când mulțimea păcatelor și nelegiurilor noastre ne fac să fim robi. Ce face cel iertat? Prima întâlnire, primul lui datornic. 100 de dinari. Un dinar nu valora în vremea aceea nici mai mult, nici mai puțin decât 4,5 grame, în comparație cu un talent care era 43,620 de kilograme. Am putea spune o nimica toată. Ce face cel din Evanghelie? Îl strânge de gât și îi spune: plătește, că mi-ești dator. Și acela cade în genunchi, rostește aceleași cuvinte pe care un pic mai devreme le-a spus și el: îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el este neînduplecat și îl trimite la închisoare. Prietenii, cunoscuții, martorii, normal că s-au revoltat, pentru că știind cum pe el stăpânul l-a iertat și el n-a putut să facă un gest foarte mic, i-au spus stăpânului:
L-a chemat, l-a judecat și a zis: slugă vicleană, nu puteai să faci și tu ceea ce eu am făcut cu tine? Și spune că l-a dat pe mâna chinuitorilor până când își va plăti toată datoria. Aceasta este o pildă eschatologică, adică ea ne aduce cu mintea și ne face conștiința trează pentru clipa în care Dumnezeu va face dreaptă judecată. Două lucruri sunt esențiale și pe acestea Dumnezeu le manifestă în lume. Mila, bunătatea, dragostea, toate acestea însumând mila. Și ce frumos se spune într-o cântare: mila ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieții mele. Și al doilea lucru pe care Dumnezeu nu încetează să-l săvârșească este judecata cu dreptate. Pentru că este milos, îndărun, răbdător, dar este drept. Ne spune într-una din predicile sale un mare sfânt de origine sârbă, Sfântul Nicolae Velimirovici, că iertarea este sora mai mare a dragostei. Pentru că cine nu poate să ierte, acela nu poate să iubească. Și cele mai grele și mai păgubitoare lucruri pe care le facem, le facem cu cuvântul, le facem cu vorba. De aceea și când venim să ne spovedim și să ne împărtășim, zicem: Doamne, iartă-mi păcatele săvârșite cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și spunea Traian Dorz într-o poezie: ai zis o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Cuvântul, iubiți credincioși, este ziditor. Cuvântul se urcă către tronul lui Dumnezeu. De aceea când cerem, când binecuvântăm ceea ce spunem și trimitem către Dumnezeu, Dumnezeu același lucru ne-l oferă înapoi. E greu să ierți din inimă, dar dacă nu o facem, ne spune Hristos Mântuitorul că nici Tatăl Său cel Ceresc nu ne va ierta nouă. Și în viața Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, este istorisită următoarea întâmplare. Era un sfânt în viață, dar un preot îl ura și îl vorbea unde îl întâlnea numai de rău. Și Sfântul tare mult s-a supărat, nu pentru că îl vorbea, ci pentru că îl vedea ca acel preot că se duce către pierzare. Și la una din slujbele pe care le ținea și la care participa și preotul respectiv, înainte de vohodul mare, adică de ieșirea cu spitele daruri, acolo în biserică, în mod public, de față cu toată lumea, Patriarhul a căzut în genunchi în fața preotului, i-a zis: te rog să mă ierți. Și acela rușinat și pus în fața unui lucru vădit în așa fel, a îngenunchiat și el, i-a sărutat mâna și împăcarea s-a săvârșit. Nu trebuie, dacă suntem creștini adevărați, să-l așteptăm pe cel care a greșit să vină și să-și ceară iertare. A ierta este dumnezeiește. Spune un mare scriitor francez, Anatole France, că oamenii cât trăiesc, unii altora, pe tot parcursul vieților, își oferă spini.
Dar la moarte se duc la aceștia cu trandafiri. Ce frumos ar fi ca în viața noastră să transformăm spinii în trandafiri. Să-L chemăm pe Dumnezeu să ne moaie inimile. Vedeți cât de mult datorăm noi lui Dumnezeu, cât datora acela 10.000 de talanți, cât datora aproapele lui 100 de dinari, cât de mult îi datorăm lui Dumnezeu și cât de puțin ne datorează nouă aproapele. De ce? Pentru că Hristos pentru toți a jertfit, pentru că Hristos în fiecare clipă pe toți ne veghează, ne împlinește cererea, ne ocrotește și ne binecuvintează. Și îi suntem datori toată viața. Iar pe aproape trebuie să-L iubim și să-L iertăm pentru că este poruncă divină. Așa zice cea mai mare poruncă. Când a fost întrebat de un tânăr, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Și a zis, știi poruncile? Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele, ca pe tine însuți. Păi dacă îl iubești, îi mai face rău? Dacă îl iubești ca pe tine, tu vreodată, cu bună știință, ți-ai face vreun rău? Niciodată. Iertați din inimă. Pentru că iertarea este cea care ne va duce în împărăția lui Dumnezeu. Prin anul 1905, în Rusia, pe când era țar Alexandru al III-lea, guvernatorul Moscovei era un frate al acestuia pe nume Serghei. Și pentru că acea perioadă era una tulbure care prevestea apariția comunismului cu Lenin și cu tot ceea ce s-a întâmplat trist și în istoria Rusiei și apoi și în țara noastră, în Moscova a avut loc un atentat și acest Serghei a murit într-o caleașcă fiind într-o explozie. Cineva a pus o bombă și acesta a murit. Soția acestuia s-a dus la închisoare pentru că s-a aflat cel care a făcut atentatul și a vrut să vorbească cu el. Și i-a zis, te rog din toată inima să îngenunchezi și să-i ceri lui Dumnezeu să te ierte pentru acest lucru. Și a zis, cine ești tu? Și eu sunt văduva celui pe care tu l-ai ucis. Roagă-te ca Dumnezeu să te ierte și să-ți mântuiască sufletul. Și acela foarte înverșunat a zis, eu am făcut lucrul acesta pentru un principiu. Și atunci Elisabeta, pentru că așa o chema, a plecat, dar i-a lăsat o icoană. Atât de înverșunat, de rău, de egoist și de neînduplecat a fost acesta, încât la 3 zile, după ce aceasta a fost în celula lui, s-a spânzurat. Întâi își pusese lațul de suflet prin egoism, prin răutate și neiertare și apoi și l-a pus și pe cel fizic. La fel s-ar fi întâmplat și cu Elisabeta. Dar ea a descoperit calea și lumina, iertarea și pacea. Și astfel a dobândit darul Duhului Sfânt, pentru că după moartea soțului său a trăit într-o rugăciune și o asceză care au făcut-o să devină ea martiră. A murit și Dumnezeu a rânduit ca trupul său să ajungă cu multe peripeții în Țara Sfântă. Și în 1982, când a fost dezgropată, trupul ei erau sfinte moaște. Elisabeta Feodorova se cheamă și sfintele sale moaște întregi se află în Biserica Maria Magdalena de pe Muntele Măslinilor din Israel, în Ierusalim. Unde te duce iertarea? Unde te duce egoismul și răutatea? În lumină sau în întuneric? Dacă vreți să fiți în lumină,
dacă vreți să fiți în pace, dacă vreți să fiți în comuniune cu Hristos și cu îngerii, iertați fiecare din inimă, fraților voștri, orice, fără răutate, fără să țineți socoteală, fără să aveți nici cea mai mică umbră de îndoială, și Dumnezeu vă va ierta și pe voi la fel de curat și de luminat cum voi îi veți ierta pe cei care vă greșesc vouă. Amin.